Inspirat de campania violentă a președintelui filipinez Rodrigo Duterte împotriva traficului de droguri, președintele Sirisena a lăudat politica lui Duterte și a afirmat că acesta dă un exemplu lumii întregi. Într-un discurs susținut în Parlament, Sirisena a spus că anularea execuțiilor pe termen nelimitat va lua sfârșit. De 43 de ani, nicio persoană condamnată la moarte pentru trafic de droguri nu a fost executată. Avem nevoie de legi dure și să ne asigurăm că ele sunt respectate. Țara noastră este acum plină de droguri, precum marihuana, cocaină, heroină sau metamfetamine. Indiferent ce va fi, eu voi pune în practică decizia de a implementa pedepsele cu moartea în următoarele 2 sau 3 luni, a declarat președintele din Sri Lanka. Sirisena nu se bucură de foarte multă popularitate în rândul cetățenilor și se așteaptă la o campanie electorală extrem de grea înaintea alegerilor care vor avea loc în anul 2020. El a mai declarat că încearcă de luni de zile să reimpună pedepsele cu moartea, dar că eforturile sale au fost blocate de birocrație și de apelurile făcute la tribunal de către deținuți. Cel puțin 20 de condamnați pentru trafic de droguri ar urma să fie executați. Dintre aceștia, 8 au făcut apel la instanță. Ultima dată când Sri Lanka a executat o persoană a fost în anul 1976. De atunci au mai existat cazuri de persoane condamnate la moarte, însă execuțiile au fost amânate pe termen nedeterminat. În decembrie 2018 erau 1299 de deținuți condamnați la moarte, printre care 84 femei.